cine este acum în culisele emisiunii noastre? Actorul moldovean Igor Chistol s-a făcut remarcat pentru numeroasele apariții în cadrul emisiunilor de comedie din Rusia, precum Balșa Erasmița, sau în serialele de top, precum Univers sau Maia Prekrasna Nyanya. Noi l-am prins acasă, dar haideți mai multe să aflăm despre toată cariera lui Igor, după care o să am ocazia aici să-l intervievez pe canapea. A absolvit școala superioară de teatru Boris Ciuchin din Moscova, iar după ce s-a întors acasă, a adunat în portofoliu său 10 de roluri în spectacolele de la Teatru Mihai Eminescu sau Eugen Ionescu din Capitală. Aprecierea de bază a primit-o însă după ce a jucat în Chirița din provincie. Ai să vezi tu la mine pensie de veteran. Valera, a murit camera la coborârea Mireasei, trebuie să o refilmăm, nu știu. La sigur, mulți dintre voi și-l amintesc și pe Valera din Nunta în Basarabia. Actorul s-a isprăvit de minune cu rolul de naș și a demonstrat că și filmele sunt pasiunea sa. Șeful restaurantului a auzit că unchiului nu-i place limba rusă. Aștept să-i ceară scuze. Popularitatea lui a trecut de mult hotarele Republicii Moldova. Acesta a strălucit pe ecranele televiziunilor din Rusia și continuă să joace în teatrele din Moscova, dar și să se filmeze în pelicule de cinema de acolo. Cele mai de top apariții fiind în serialul Dădaca mea minunată sau Univer, dar și în producțiile Între pereți, Fantoma, Dansatorul, dar și în show-ul de comedie Balșaia Raznița. Acum 2 ani, Igor Chistol debutează în rol de regizor al lungmetrajului Ultima zi din mai, care a fost nominalizat la unele din cele mai prestigioase premii în domeniul cinematografiei. Furnică, în timp ce scriu, pe tocul meu se urcă o furnică. Știe și știu că n-are de ce să-i fie frică. Astăzi, Igor Chistol continuă să facă ceea ce știe mai bine, iar 2020 îi aduce un nou rol într-un serial ce urmează să rupă din nou audiențele din Rusia. Pe canapeaua noastră a fost prezentat în toate felurile. Dandy, cel mai iubit bărbat de către moldovence. Dar eu mă bucur că este aici un bărbat care face ceea ce îi place și inspiră și muncește. Pentru că nimic nu se obține fără muncă. Foarte mulți dintre ai noștri s-au bucurat atunci când te-au văzut și pe marile ecrane și pe micile ecrane. Unde e mai bine? Pe micile sau pe marile? Eu nu cred că nu contează unde ești pe ecranul mare sau mic. Important ce e ce faci, cu ce vii, care este mesajul tău, care e aportul tău, ce duci tu, care este sarcina ta. Astea sunt lucruri importante care orice artist trebuie aceste sarcini să și le pună ca să vină cu ele în fața spectatorului. Dar nu contează că e teatru, că e film, că e declamație, că e recital, orice. Totuși, filmele de televiziune sunt tăiate, sunt rapide, montate. Nu toate. Nu toate sunt tăiate și rapide. Sunt diverse. Dar ok, scuză-mă că te-am întrerupt. În care serial rusesc v-ați simțit sau ați avut rolul în care v-ați simțit cel mai bine? Uite, mai anul trecut m-am produs într-un serial care chiar mi-a făcut plăcere să lucrez cu acel regizor și materialul a fost destul de simpatic. Este vorba de un serial rus care se numește, în limba rusă se zice Ahota na diavola, în care rolul principal este interpretat de Sergei Bezrukov și eu interpretez rolul unui reminiscențele, amintirile eroinei principale. În amintirile eroinei principale există un unchi din Franța, din sudul Franței, unde a crescut acea fetiță mică pe atunci și eu apar în amintirile eroinei principale. Cu scena mea începe serialul și acolo m-am simțit chiar foarte bine. M-am simțit foarte bine în un regizor destul de tânăr și destul de explicit, lucru mai rar. Și materialul a fost care m-a atins, m-am regăsit în acel text, în acea acțiune care era acolo. Și vara 2020,
vara 2020, că suntem, pardon, 2019, pardon, acum am intrat abia în 20, zboară anii, uite, așa. În vara 2019, la San Petersburg, m-am produs într-un serial care se numește Casanova Vrăsii, în care eu joc, nu Casanova, deși mi-ar fi plăcut. Da, e vorba de un personaj, un preot iezuit, da, care practic este antagonistul eroului principal, Casanova. Da, lui Casanova, da, care practic este cel care îl împiedică să-și ochească ținta. Conștiință. Da. Este un, nu știu, mi-a plăcut și scenariul și rolul este deosebit de... Curios. Da. Că nu poți să joci un preot iezuit în fiecare zi. Da, și este, nu știu, mi-a făcut o deosebită plăcere. Eu probabil de mult n-am mai simțit această revelație de a, savura un personaj. Nu, da, da, un personaj atât de contravers, este un... De echilibru. Da, de echilibru, deci el are și istoria, drama lui personală cu o vrăjitoare de acolo din film, de care este îndrăgostit, care are o dramă și ea la rândul ei, care o leagă cu Casanova. Da, este o istorie foarte... Nebunie. Da. Uite, să ajungi să te produci în atât de multe roluri, în emisiuni TV de rating înalt în Rusia. E greu, pentru că piața lor e destul de mare. Cum primești invitațiile sau mergi la casting? Care e mecanismul? Tot unde am fost, peste tot s-a trecut prin casting. Și la Balșaia Razința. Eu pe atunci locuiam în Irlanda. A fost o perioadă din viața mea când am locuit în Irlanda și la castingul la Balșaia Raznița, practic am venit din Irlanda. Ai zis de Balșaia Raznița. Haideți să vedem în aceste momente câteva secvențe video din acea perioadă. Итак, я приглашаю подсудимую. Любовь Аркадьевну, Мамонтову, пожалуйста, пожалуйста, будьте любезны, будьте любезны. Давайте. Что вам не нравится? В таком платье из супермаркета можно целыми тележками воровать. А что же я защищаю вас? Для этого у нас есть очаровательная Ариночка Шарапова. Пожалуйста, Ариночка, будьте любезны. Подмосковный продюсер Сергей Синичкин, раскрутивший такие коллективы, как «Синий ларь», «Кузовные пути» и «Певицу Муха», снимет квартиру в Мытище. Видимо, на этом новости шоу-бизнеса закончились. Но зато не закончились наши заставки. Sunt doar câteva și ca să studiez personajele astea, trebuie chiar să vezi ceva, da, video. Sigur, da. Să intru o leacă în mintea lor. Noi intram când se producea această emisiune. Noi primeam de acasă, pentru acasă, teme pentru acasă, prindeam, pe atunci era un DVD, încă nu era, nu s-a trecut la sticker, erau și stickeruri, dar mai mult erau, primeam tema de acasă, da, un teanc de DVD-uri în care trebuia să urmărești personajele. Deci noi începeam cam perioada de filmare cu săptămână jumate, două înainte de a începe propriu zis filmarea, erau repetițiile. Și toată seara ne pregăteam pentru repetiția de a doua zi, trebuia să studiezi o groază de material, trebuia să urmărești personajul, să-i vezi toate metehnele, cusururile, să-i vezi toată plastica, cum se mișcă, cum intonația, vorbește. Intonația, vocea, da, exact, e destul exact. de greu. Dar, cum să zic, când intri în acest proces, el este destul de, ca să zic așa, contagios. Deci el este, te într-un vierme în tine și tot timpul vrea tot sarcini tot mai complicate și mai complicate. Adică vrei să iei... Next level. Da, exact. Totuși, în rusă sau în română, în ce limbă ți este mai ușor să te exprimi? Ok, o să mint dacă o să zic în română, pentru că totuși stau și de... Școala am făcut-o în rusă, în Moscova, și locuiesc de atâția ani acolo. Bineînțeles că, să zicem așa, pot să apelez la un număr mai vast de cuvinte în limba rusă. Adică sinonimia
la care poți să apelezi în limba rusă și probabil expresiile ar fi mult mai bogate și mai... Mai dulci, mai, da. Mai savuroase. Mai savuroase, da, foarte corect cuvânt. Totuși, limba română a rămas șchioapătă un pic pentru că nu vorbesc în fiecare zi, una la mână, doi la mână, trebuie să lecturez foarte mult. Să audiez, să fii tot timpul în spațiu lingvistic respectiv, ca să exersezi în permanență și să îmbogățești limba, pentru că limba se îmbogățește în fiecare zi. Dar să știi că este un fenomen lingvistic recunoscut în lume, că cu virgulă, cu cât mai multe limbi cunoaște o persoană, cu atât mai mult se îmbogățește limba lui natală. Ca să vezi. În limba natală avem un alt rol de care mie tare mi-e dragă, pentru că e rolul nașului care peste tot rezolvă toate problemele. Cine nu a văzut nunta în Basarabia, trebuie să o vedeți. Întrebare pentru 2000 de euro. "28 iunie 1940. Basarabia a fost cedată de către armata română, da? Trădată. 10.000 de euro. Ia-i și dispare. Sunt doar una dintre cele mai dramatice secvențe, că de fapt celelalte erau destul de pozitive. Da. Așa, cât mai stați acasă? Chiar acasă, mâine. Acasă, cred că e... Da, acasă, de fapt, eu mă simt peste tot acasă. Așa e firea mea, așa este natura mea. Eu oriunde mă simt acasă, oriunde am un colț, am o noptieră, un pot să deschid o carte, să stau la cald, acolo e acasă. Da, acolo e acasă. Eu nu mă simt străin nicăieri. Sincer, unde sunt oameni buni, acolo e acasă. Mulțumim din suflet pentru că atât timp cât ați fost acasă în Moldova, ați reușit să ajungeți și la noi. Baftă în toate, vă urmărim cariera, ne bucurăm pentru, pentru ce trăiți și iată că se poate și nu doar în România să faceți asta, pentru că oarecum artiștii, în special tinerii artiști, aleg România ca spațiu în care să se lanseze, să creeze. Și Rusia, Moscova este foarte ofertantă la acest capitol, dar trebuie să munciți. Iar Igor Chisol poate să confirme acest lucru.